Șoseaua de centură a municipiului Târgoviște, care se întinde pe o distanță de 14 km, a intrat în plin proces de reabilitare. Mai exact, se toarnă stratul de egalizare, lucrându-se pe mai multe șantiere concomitent. Potrivit city managerului municipiului Târgoviște, Marius Constantinescu, este un proiect deosebit de important, deoarece, odată finalizat, inelul ocolitor va fluidiza vizibil traficul rutier. În acest moment s-a deschis lucrarea, dar nu se vede prea mult, că de-abia s-a deschis. Zona Petru Cercel, unde este prevăzută canalizare, care v-am spus, va începe întâi cu lucrările de canalizare. De asemenea, se lucrează, se fac pregătirile pentru atacarea podului de la Teiș, cel nou, bineînțeles, și zona Virgină, pe malul drept al Dâmboviței, de unde deja au băgat niște utilaje, lucrează, iar acum au fost doar niște chestii de bucătărie internă, care trebuie spuse la punct, o chestie de 2-3 zile, când se va relua lucrările acolo imediat. Bine, asta e un stopaj tehnologic. Fondurile pentru execuția lucrării sunt de la Uniunea Europeană, contribuția primăriei Târgoviște fiind de numai 2%. Valoarea investiției originale este de 24 de milioane de euro. Lucrarea trebuie finalizată la execuție, nu de când a plecat toată bucătăria ei, deci la execuție, din momentul în care constructorul s-a apucat de treabă, în 24 de luni. Nu vreau să fiu sceptic în ce vă spun acum, aproape că nu există lucrare de construcție, și în special de drumuri și poduri, care depinde foarte mult de vreme, care se termine exact în timpul proiectat. Dar eu sunt optimist chiar și sper că această lucrare, chiar dacă va depăși, să fie ceva nesemnificativ. Fondurile sunt fonduri europene, pentru că la asemenea sume nu ne permitem noi să plătim din buzunarul nostru. Este pe axa 2-1 și aportul primăriei este foarte mic, circa 2%.